Agent Bully Bașa de la Poliția Română. Bună ziua! Știți pentru ce ați fost tras pe dreapta? Poftiți? Stați un pic să opresc motorul. Opriți-l. Da, vă aud. Știți pentru ce ați fost tras pe dreapta? Nu. Ați trecut pe roșu, la semaforul acela. Din intersecția mare. Domnule, posibil, nu m-am uitat. Nu cred, domnule, să-mi arătați un buletin, vă rog. Da, imediat. Pot să mă dau jos pe bicicletă? Da, normal. Mă grăbeam cu o comandă că se răcește și nu mi-am dat seama. Eusebiu și mai cum? Hanganu. Da. Înțeles? Permis de conducere aveți? Nu. Înțeles, bun. Pentru acest scooter nu este tocmai obligatoriu să dețineți un permis de conducere, dar vă recomand să mergeți la secție să-l luați. Da? Da, sunt în cursul obținerii carnetului pentru categoria B, dar încă nu am fost programat pentru proba... Mergeți la stale și faceți acolo, vorbiți cu domnii, să dați traseul. Da. În regulă și o să vă dau acum o amendă în valoare de 500 de lei pentru trecerea pe culoarea roșie a semaforului. Da. Deci vă permiteți amenda? Poftiți? Vă permiteți amenda? Da, amenda e amendă. Da, verificăm un cont bancar oricum. Nu am cont bancar. Am la mine niște bănuți, în schimb. Da, domnule, mi-a pare aici că n-aveți cont bancar bun. De data asta o să vă iert. Dar vă rog în felul următor, în momentul ăsta vă duceți, luați scuterul, da? Da. Deci aduc să gânde, am primit un mesaj. Bun, deci vă duceți la banca Pacific, cod poștal 575, dacă nu mă înșel. Știți unde e? Am cumpărat o hartă de la un magazin, mă uit acum. 575, da? Da, la 575, e că știu eu, că e la 575. Mergeți acolo, vă faceți cont bancar, da? Da. După care puteți merge la secția de poliție, ca să vă luați permisul, da? Da, am găsit. Și asigurare. Da. După aceea, dacă doriți, puteți face o aplicație. Vă depuneți CV-ul pentru... Da. Am o întrebare, asigurarea e obligatorie? Pentru mașinile de pe firmă, nu. Aha. Pentru orice mașină personală, dar e obligatorie. Bun, mulțumesc frumos de înțelegere și îmi cer scuze, și eu puțin obosit, na. Da, e da, a cincea livrare pe azi. Mulțumesc, la revedere. Se pare că nu a avut succesul scontat, totuși are o variantă. Există HomePod Mini, pe care Apple declară că se va concentra în continuare, care se pare că o duce mult mai bine decât un pic? Fratele mai mare. Să vedem, poate apare un frate mijlociu, cine știe.